Și argumentul foarte haios la împotriva lăcomiei întreprinzătorilor este, păi, de ce nu erau lacomi și înainte? Unde n-au crescut înainte prețurile? E Da. destul de simplu. Asta tot revine asta cu lăcomia și la criza din 2008, tot așa. Domne, explicați-o una teologic. N-are legătură cu banii, cu nu știu, cu dobândă. Omul e lacom, e o ființă căzută și aici e. Și da, tu Da, poți, într-o lume cum a zis și imperfectă. Alexandru, păi lăcomia nu exista și în anii 90 sau a apărut în 2000. Bine, aici te-a pune cu, te-aș trage o paralelă cu pseudo-doctorii și doctorii adevărați. Dacă te duci la un, să zicem, un pseudo-doctor, se uită la tine, zice, uite, ia aici un ceai de nu știu ce să-ți scadă febra. Tu te duci, îți scade febra, peste 3 zile mori pentru că nu te-a diagnosticat corect. Adică câteodată astea, ce trebuie să înțelegem e că depresiunea, expansiunea economică, șomajul, inflația, toate astea sunt simptome ale unei chestii structurale și atunci când găsim explicații simple, de genul, sunt și date în carte, că e la un moment dat, sunt trecute, îmi place că e trecut prin toate explicațiile posibile pentru inflație, ori că sunt Antreprenorie. antreprenorii Sunt lacom, sunt sunt lacomi, da, sunt nesătui, sindicatele. orică sindicatele pun presiune Sunt. pe oamenii de afaceri și atunci crește prețul unei unități de muncă și atunci asta se rostogolește mai jos în Asta toate. faci bani. Deci tot lăcomie, dar e pe partea ailaltă, orică sunt, și zicea asta ultima cea mai tare, că sunt consumatorii. Și o vedem și acum cu hoarderii. Sunt hoarderii care Nu lasă banii creează, să da, ruleze. nu creează penurie în piață și de asta, Nu le știi, dă bani. sunt Nu, în sensul că ei ei prea lacom. cheltuiesc. Nu, nu, în Nu, sensul că hoarderii, ei... cei care cumpără 7 baxuri de Și le țin. făină. Adică consumă mult. Ah, înțeles, Și înțeles. asta împinge prețul în sus. Deci Și igienică este ideea treaba. e că la o primă vedere, toate astea au un corespondent. E ideea, domne, ai ceva în gât, îți vine să tușești. Da? Adică e adevărat. Dar poate e un cancer da, care ai ceva ăla și nu e deloc întâmplătoare. Aleasă boala. Nu se Știi? rezolvă cu supă de pui. Nu, exact, poate că nu se rezolvă. Sau poate dacă tu iei un antihistaminic care să, un steroid care să nu să-ți cadă reflexul, știi, deranjul, da? Asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Știi? Tu nu mai tușești, da? Și tot la fel. Nici nu poți să atribui, nu poți să zici că domnule ai făcut cancer dacă e polen în aer, știi? Adică nu poți să atribui o cauză. Adică tușești de la polen într-un fel, dar câteodată tușești și de la altceva. Adică nu toată tusea e de la polen. Știi? Adică există presiune. Toate chestiile astea trei de care am vorbit sunt Pe lanțul cauzal undeva. aplică o presiune asupra prețului, dar Nu sunt cauzale. nu cauzează inflație în sine.